Atenție! Emisiune dedicată și persoanelor cu deficiențe de auz. Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la Eu aleg, eu contez, ciclul de confruntări electorale derulate de TVR Moldova în această campanie electorală pentru alegerile parlamentare din 11 iulie. La această oră, conform tragerii la sorți, avem o dezbatere electorală între Vlad Bileschi, candidatul Alianței pentru Unirea Românilor. Bună seara, mulțumesc pentru prezență! Bună seara, bine v-am găsit! Și Anatolie Prohnitschi, candidatul Partidului Verde Ecologist. De asemenea, vă mulțumesc, bună seara! Bună seara! Formula de 3 cunoscută și pe care în general am căutat și am respectat-o pentru că au dat curs toți 3 reprezentanții de partid de mai multe ori până acum. N-a putut fi respectată de această dată pentru că partidul politic Șor nu a răspuns la invitația noastră. Așa încât vom merge cu o emisiune mai scurtă, dar timpii sunt aceiași pe care îi aveați oricum. Amândoi sunteți candidați, amândoi invitații sunteți candidați pentru un fotoliu de parlamentar. Pe de altă parte avem un președinte de partid de la AUR și deci numărul 1 și numărul 2, prin vicepreședinte de la Partidul Verde. Da, spuneți-ne despre, cu atât mai mult ne-a interesa, de ce vă doriți un loc de deputat în Parlamentul Republicii Moldova? Pentru că sunteți, bănuiesc, adică nu că bănuiesc, că m-am și documentat sus pe liste. Domnul Bileschi, nu? Pe locul 2? Pe locul 2, pe listă. Noastră, domnul... Primii 10. Da. Bun. Ok. De ce vă doriți să intrați în Parlament? Ce vreți să schimbați? Începem cu în ordinea prezentării. Domnul Bileschi, vă rog. Nu este o proprie vendetă, un propriu dorință, un propriu orgoliu, pentru că în Republica Moldova să fii un politic sau parlamentar este mai nou un cuvânt de ocară. Dar pentru că de la vârsta de 18 ani sunt activ implicat în viața civică, civilă, promovez cauza reunirii Republicii Moldova cu România, consider că acesta este unica noastră cale firească de redeșteptare națională și de revenire la normalitate și pentru că am cam epuizat toate modalitățile civici. Am descris proiecte, am scris de reparat o școală, de scris petiții, plângeri, sesizări și judecăți am făcut, de scos în spațiu public diferite subiecte le-am scos, dar întotdeauna rezolvarea acestor probleme necesita un factor decizional, un factor politic, fie că vorbim despre un consilier local, fie că vorbim despre primăria municipiului Chișinău sau alte primării, fie parlament sau guvern. Trebuia să batem pe la ușile lor și să ne rugăm de ei dacă vor să ne ajute, dacă vor să facă. Iar ei, în schimb, de obicei veneau cu șantajuri. Vă facem, vă dăm, vă ajutăm, dar trebuie să spuneți că noi suntem bravo, trebuie să faceți cu noi fotografii și trebuie să ne ajutăm în campanie electorală. Deci v-ați propus să ajungeți noi asta. Am considerat că este cazul să ajungem noi factori de decizii și să rezolvăm problemele pe care le știm fără ei sau fără șantajurile lor. Și eu cred că acest lucru este posibil. Mulțumesc, domnul Prohnitschi. Da. Republica Moldova se confruntă cu, de-a lungul anilor, se confruntă cu foarte multe probleme, fie corupția, fie sărăcia, fie emigrația și multe, multe alte probleme. Dar mai este și o problemă foarte gravă și care influențează foarte negativ asupra starei sănătății populației Republicii Moldova. Asta este starea degradantă a mediului. Conform datelor statistice, în Republica Moldova anual mor peste 10.000 de oameni de la bolile legate cu starea mediu. Fie calitatea apei, fie celelalte, mă rog, și noi ne-am propus mereu ca să fim... Înseamnă? De când vă preocupă acest subiect mediu? Din 92. Și noi ne dorim foarte mult ca să fim în Parlamentul Republicii Moldova, nu pentru a fi simplu deputat, dar pentru a schimba lucrurile spre bine, pentru că 80% din fântânile Republicii Moldova sunt nocive. Nu se poate de băut apă și de folosit în alte scopuri. Plus starea râurilor, plus lipsa totală a managementului deșeurilor. Și nu numai că deșeuri, pur și simplu se aruncă o sticlă, se aruncă acolo fel de fel de componente foarte nocive pentru sănătate. Și asta influențează. Bun. Toată lumea, toți candidații, eu n-am mai spus să-și dorească să schimbe în rău. Deci toți vor să schimbe în bine situația actuală. Important, Mihai, nu o fac.
Nu fac. Nu. Problemele protecției mediului și nu numai, declară de serviciu. Nici acolo nu se declară că vor să fie mai rău. Evident că toată lumea vrea, să, cel puțin declarativ, să fie mai bine. Spuneți-ne ce înseamnă mai bine pentru dumneavoastră în trei proiecte, trei linii mari de, de acțiune pe care le-ați promova în Parlament ca să fie mai bine așa cum declarați. Domnul Bileschi. 1. Educație. Totul pornește de la educație și dacă nu vom elibera profesorii din această captivitate a birocrației în care trebuie să scrie tone de maculatură în loc să se preocupe de calitatea serviciului prestat cel educațional și să creștem de urgență salariile profesorilor, nu doar a judecătorilor și procurorilor care constată deja infracțiunea sau fapta ilegală și încep a cerceta și a pedepsi, dar la nivel de a preveni, pentru că educând un om poți să previi foarte multe prostii și pagube pentru stat. 2. Justiție. La ora actuală vedem cum procurorul general Stoianoglu și alți procurori vin în instanța de judecată și în loc să acuze, asta e sarcina lor, pentru asta îi plătim, să acuze. Cine vrea să se apere și angajează avocat. Nu, domnilor, au venit domnul Stoianoglu să spună că Platon este nevinovat, că nu a furat nimic și trebuie să-l eliberăm. Platon, Filat, Șor, Usatăi, toți sunt liberi în Republica Moldova, doar noi trebuie să plecăm de aici pentru că nu sunt bani pentru noi. 3. Infrastructură. Dacă nu o să dezvoltăm infrastructura Republicii Moldova, ne vom pomeni că satele vor rămâne pustiite și toți se vor concentra doar în Chișinău. La ora actuală, noi depopulăm satele într-un mod firesc pentru că oamenii fug de acolo. Nu este gaz, nu este apă, nu este canalizare. Nu sunt condiții de viață, dar de fapt de acolo se trage Republica, de acolo se trage miezul, mădova țării și dacă vrem să avem locuri de muncă și investiții, scuzați, dacă eu aș avea bani, n-aș investi în vecii vecilor într-un sat care nu are drum sau nu are apeduct. Ce să fac acolo? Ce fel de companii? Ce să produc? Ce să cresc? Da. Deci, am spus încă o dată, educație, justiție, din justiție pornesc foarte multe probleme. În clipa în care au venit compania Draxel Myers, spre exemplu, să investească Republica Moldova, știți ce a făcut fiscul? I-a întâmpinat cu 12 milioane de lei sancțiuni. Iată ce se întâmplă pentru că oamenii scapă nevinoveți și știu că pot să facă orice ticăloșenie și vor scăpa basma curată. Mulțumesc! Da, nu întâmplător cred că și la noi în program este în prim plan aceasta este ca educație. Pentru o educație accesibilă pentru toți. La moment în Republica Moldova școlile sunt într-o stare nu bună. Profesorii avem toți în etate, cei tineri nu merg încolo și guvernarea Republicii Moldova trebuie să întreprindă măsuri cum o fac toate țările, fie dezvoltate, fie mai puțin dezvoltate. Să cointereseze tinerii, să le majoreze salariile, să le creeze condiții ca ei să fie atractive, ca ei să plece. Că noi în școală să avem școli dotate, să avem profesori care predau, nu cei care sunt după 60 de ani rugați să mai rămâie, că nu sunt alții. Se predă ei limbile, de limbă de liberă circulație, ca după facultate, inclusiv, noi să nu producem șomeri și să plece fiecare care la mama undeva, mă rog, să o ajute la îngrijire, ori la tata, la construcție, da? Dar să fie profesioniști, dar pentru asta trebuie de investit în educație. Nu întâmplător este expresia celebră și recunoscută și apreciată 7 ani de acasă. 7 ani de acasă educația. Ea trebuie să continuă până la facultate. Să vedem ce vor, ce vor și oamenii și poate le răspundem direct la întrebările, la nemulțumirile lor, pentru că le-am înregistrat opiniile, cum facem de obicei și haideți să ascultăm și de această dată. Un salariu bun și o vreme bună, nu scunchească așa mult și mai bine. Un loc de muncă să aibă în Moldova, nu suntem psihotari. Dar lumea s-a pierdut și nădejdea în chestiile astea. Dar totuși tragem nădejdea. Dacă s-apuși de treabă, dar nu de tălcării. Eu ca lucrători de la Califerata, la noi e tare mare bubă, leafa, noi muncim, luăm banul și îl ducem din casă, dar noi n-avem niciun venit. N-avem niciun venit. Când ar să răsplătească, 12.000 de lucrători lucrează, dar cu leafa cu 6 luni în urmă. Abia pe decembrie s-au răsplătit cu noi. Apa asta e, omul, pentru cine să tragă nădejdea omul, dar pe cine să-l aleagă? Вот посмотрите наша окница. Когда такое было, чтобы у нас вот такая трава была?
Никогда в жизни, никогда, никого на перроне нету, город пустой. Кто бы когда-то сказал, что железная дорога будет у нас пустовать, рельсы. Рельсы вот поснимали, ничего уже нету, скоро разберут, все, ничего не будет. Ремонтируют дороги, латают эти ямки как-нибудь, и все. И вот вроде уже залатали, а деньги в карман кому-то пошли. Что это работа? Это же не работа. Конкретно, что они сделали для народа, для страны своей, не для себя. Все медлей, ел. Плетес капа, плетес куна, там, ты макари мой, ну, цаджунч. Сын спуй, дрептер, кумар ще бы майненти. Ще врю ию, с кем бен цара аста. Штие лумя, кай гене, де трает. Сайбо букурии, савем шо ной букурии, дла копти, тяка. Шед лынга ной, лукряза ища, лын коптилар сколько. И веден тата заулика. Да шо ще, и ляпа да копти, копти креск. Știi, fără tată, fără mamă, dar baba și poți să-i dăi. Chiar și eu o babă, chiar și alta, și poți să-i dau. Îi dau mâncare și îl îmbrăcă, îl spăl, ea ca și. Dar așa să-i dau eu cum și-a să-i dăi tata și mama, nu-i dă. Ce schimbă valerii dumneavoastră? Oh, la o viață bună, frumoasă, și de acasă, nu umblăm pe el cu mine. Să dăm ajutor mai mult la părinți. Ei doresc tăiat să alegem pe dânșă, da? Dar ei nu se uită la noi nici cu un procent. De exemplu, așa mama trăiește, așa pe drum, nana, de botez, și uitați-vă un stâlp de lunină. De câte ori a fost vorbă să lăs? El e legat cu sârmă. Domn Cas și Avachic, acolo stâlpii au fost buni, o lași schimbat de beton, dar aici nu trebuie nimic. Da. Ce le răspundeți? Ați văzut, în general, lumea amărâtă și se plânge de condițiile de trai. Republica Moldova... Soluții pentru soluții, a rezolva problema astea. Că descrierea situației o cam avem, o cam știm toți, că e rău. Ce faceți? Corect. Să îmbunătățiți. La moment nu are o direcție oricare dezvoltare economică. Nimeni nu știe ce se produc, cu ce se ocupe. Așa, noi propunem să introducem economia verde. Tot ce nu dăunează mediului, ca să fie surse alternative de energie. Asta va micșora prețul producției de cost și va fi un mediu mai curat. Și numai în așa mod se va fi posibil ca să fie și investiții, să fie și mărfuri competitive în afară. De ce zic oamenii așa? Pentru că se vinde materie primă, nu se vinde un produs finit care are o valoare oarecare mai adăugătoare. Da. Da. Și anume... Economie verde, sunteți în ton cu ce zice Bruxelles în general, cu Green Deal și cu toate mesajele de dezvoltare. Priviți ca partener de dezvoltare unde? În ce direcție? Către Europa sau... Noi suntem Partidul Verde Ecologist din 2008, este membru al Partidului Verde European cu drepturi depline și noi avem colegii noștri reprezentați în bordul Partidului Verde European. Noi acolo votăm, suntem aleși, dacă merităm, avem tot dreptul, discutăm problemele, nu numai clar. A Republicii Moldova, așa că asta e o întrebare. Lumea trebuie să știe, toată lumea, acum vă dați seama că noi suntem partid pro-european. Deci nu e bine să o spuneți sau... Da, de ce? Păi asta e știut, da. Da. Domnul Bileschi, ia spuneți ce e știut la dumneavoastră, că sunteți partid pro-român. I-am privit pe acești oameni cu deosebită tristețe și noi, împreună cu colegii, vedem în fiecare zi atunci când mergem cu autocarul AUR din localitate în localitate și constatăm, de fapt, consecința guvernărilor din ultimii 30 de ani. M-a întrebat cineva într-un sat, dar unde ai fost 30 de ani în urmă? Nu eram pe fața pământului, am doar 26. Nu am fost niciodată la guvernare, dar vreau să ajung acolo și să-i înlocuiesc pe Dodon, pe Șor, pe Usată, pe Plahotniuc, pe Platon, Filață, toți ăștia care de-a lungul timpului, iată, ei stau, vin la televizor, vorbesc despre milioane și miliarde, noi vedem pungi cu bani, ei ne iau de proști și acești oameni tot nu mai primesc răspuns. Iar în campanie, de foarte multe ori, concurenții nu propun soluții, dar se întrec în a defini problema. De care o să poată să spună cu cuvinte mai dure și mai gravă problema Republicii Moldova? Sărăcia. Asta este consecința tuturor problemelor de Republica Moldova. Momentul în care un om fură, pentru că se întâmplă oriunde, în toate țările se fură, cineva încearcă să fure. Problema este lipsa justiției, pentru că în lipsa unei justiții, cei care fură sunt nepedepsiți și trăiesc bine, cei care nu fură sunt luați de proști. Păi vezi că ești sărac,
pentru că n-ai furat și pentru că ești un prost. Nu mai bine luai și furai și tu și aveai să ai. Iată, cu această morală se crește la ora actuală în Republica Moldova generații întregi. Dacă nu reparăm justiția de urgență, și acest lucru poate face doar o majoritate parlamentară onestă, fără compromisuri cu Dodon. Ați văzut ce a vrut Dodon? Procuratura să fie a lui, ca să nu fie tras nimeni la răspundere. Acum USAT vrea să facă același lucru. Soluțiile pe care le propuneți noastre, ce model au de reparare? Modelul românesc, în care DNA-ul românesc, vedeți că fug ca șoarecei de pe corabii. Domnul Cristian Rizea s-a refugiat în Republica Moldova și e gata să-l slujească pe Plahotniuc și pe Dodon și să vorbească cele mai rele cuvinte despre România, deși este condamnat penal într-un stat european. România nu funcționează de capul ei. România este integrată plenar în structurile euroatlantice și europene. Este condamnat definitiv, trebuie să stea la pușcărie. Da, și așa se va întâmpla, nu va fi... Nu are ce căuta în platoul de televiziune, doar locul lui este la penitenciar. Pentru că există o lege și trebuie respectată aici. Sigur. În România, hoții stau la pușcărie. În Republica Moldova. Sau fug. Nu v-am întrebat întâmplător cu privire la direcția către care vă uitați, chiar dacă unele lucruri sau poate sunt cunoscute chiar toate, dar nu de către toți. Așa încât e bine să știe că asta e direcția, da, deci noastră către și Uniunea Europeană, România. Da. Întrebarea vine... Răspunsul meu este foarte clar. Nu există parcurs european în Republica Moldova decât cel prin România. Nu există. Bun. Acum vine întrebarea mea pe care sunt convins că ați mai auzit-o pentru că e pe buzele multora. Ați văzut că e foarte polarizată campania electorală și lupta pentru o nouă guvernare, pentru o majoritate. Toate sondajele dau o luptă între PAS și blocul electoral comuniștilor cam detașat așa. Și mulți v-au întrebat, pe cei care priviți tot către direcția de unde își culege, către bazinul electoral al PAS, de ce sunteți pe acest culoar? Dacă nu, cumva, prin prezența dumneavoastră pe culoarul acesta, voturile se pierd. Voturile celor care privesc către vest, să spunem. Da? Înțelegând aici România și Uniunea Europeană. Ce răspuns le dați? Știți, expresia aceasta, votul util și sondajele care exact se fac, sunt elemente ale războiului hibrid. De poluarea minților oamenilor. Pentru că într-o țară democratică omul trebuie să fie liber în alegere. Nu să fie direcționat, bâmăcit la cap că uite, asta e salvatorul ori salvatoarea națiunii. Nu este corect. Și dacă să vorbim de Partidul Verde Ecologist, noi suntem de 92. Multe partide încă nici ulterior au apărut. Plus la toate. Dacă noi ne uităm pe segmentul, fie de stânga, sumedenie de partide, care e diferența între dânsele? Diferența e una. Sunt SRL-uri pe care le conduce cineva și își dorește puterea fiind formațiuni oligarhopolitice. Pe criteriu bani, putere, bani. Așa. Pe segmentul de dreapta avem partide doctrinare, cum suntem noi, spre exemplu, și mai sunt. Și sunt partide formate, spoiler, ori formate așa dintr-o ambiție, cum le zicem noi, fluturi. Da? Au apărut. Bă, vreau să-mi fac un partid. Bă, dar care e diferența între doctrina unui partid, celălalt și celălalt? Toți, cum zici, suntem într-un bazin electoral. De ce n-ar fi bine acest tânăr care își dorește mult să fie în politică, să nu-i dăm nume și mai sunt, așa? De ce nu poți aderi la orice partid de orientare pro-europeană ca să reprezinte? Și aici toți suntem egali în alegeri, că sunt alegeri. Corect. Poate să adere. Întrebarea celor și care vă ridică această chestiune este legată de faptul că s-ar putea pierde voturi în cazul în care nu se intră în Parlament sau voturi utile pentru o anumită formațiune. Sau domnul Mihai, haideți să vedem într-o familie avem trei copii, da? Unul are 18 ani, unul 10 și unul 5. De 18 ani e voinic de acum, mă rog, face multe. Ce? Ceilalți n-au șanse? Nu trebuie crescuți? Vedem pe 11 iulie. A. Domnul Bileschi, ce răspundeți acestor voci? Dreptul fundamental de a alege și de a fi ales nu îl poate îngrădi nimeni absolut nici prin sondaje, nici prin vot util, nici prin manipulare. Eu sunt de acord dreptul cu dumneavoastră că... Dreptul e incontestabil. Vorbim de calcul aici. Bada el este contestat în spațiu public. Probabil, domnul, nu candidați că pierdem voturi. N-am pus problema asta, domnule. Deci nu punem problema vreau de a contesta dreptul, doar că calcule. Vreau să vă spun că și Partidul Acțiunii și Solidaritate a avut cândva un început.
La fel a fost un partid nou, un partid mic, care treptat și-a crescut cotațiile în spațiul public și a ajuns să câștige o anumită cotă a încrederii opiniei publice. Avem și noi exact același drept și exact aceeași menire, mai cu seamă că noi vrem să reprezentăm un electorat unionist românesc pe care PAS, din mesajele exprimate în spațiul public, nu și-l asumă completamente, doar la nivel de mesaj, discurs pro-european, împăciuitor, de dreapta și de stânga. Haideți să felicităm și deci, pe Putin cu ziua de naștere, haideți și pe Găgăuș cu Hederlez, să mai uităm de Eminescu și să nu mai vorbim despre 28 iunie ocupația sovietică. Deci nu le faceți jocul lui Dodon și lui Voronin cu Vacu Zăunii. Fără unioniști în Parlament, vom avea o alianță de compromis. Dacă unioniștii vor fi în Parlament, atunci împreună cu PAS-ul și probabil cu platforma, da, vom avea o alianță curat pro-românească și curat pro-europeană. Ce vă leagă de... adică ce principii sau, știu, valori v-ar putea face să faceți o alianță, să închegați o alianță cu PAS, de exemplu? Obiectivele comune privind parcursul vest al Republicii Moldova spre România și spre Uniunea Europeană, obiectivul de curățare al justiției și obiectivul de dezoligarhizare a instituțiilor de stat. Doar că noi vrem să facem lucrul bine până la capăt. Nu suntem în aceeași euforie ca alți colegi, batem din palme, l-am alungat pe Plahotniuc. N-am alungat pe nimeni. Da, da. Plahotniuc a plecat de capul lui, cu tot cu bani, cu tot cu influență, nu are niciun dosar penal în Republica Moldova în care ar fi condamnat, deci nu riscă absolut nimic. Dodon este pe loc, este bine mersi, Șor pe loc, Usată pe loc, Platon pe loc, iar noi batem din palme că am scăpat Republica Moldova de oligarhie. Haideți să fim serioși. Dacă are ce să completeze, să răspundă la această întrebare și domnul Prohnitski? Știți, la multe dezbateri electorale se pune această întrebare: cu cine veți face coaliție, de ce sunt, da, puteți utili? Eu cred că nu e o întrebare corectă, pentru că nu e 12 iulie. După 12 iulie se va vedea cine este în Parlament și cu cine va face coaliție. Cu atât mai mult că noi, fiind ca partid pro-european, asta e indiscutabil că vom face coaliție cu partidele pro-europene. Ce se referă la votul util, la poeziile astea, știți, pentru copii, le-am trecut, nu o electorală, când trebuia să salvăm națiunea și voteze nu știu pe cine și toți cedați în favoarea cuiva. Cu ce s-a terminat, cunoaștem. Și acum nu e corect așa. Toți trebuie să participe la electorală și să asume, și votul, da, care a fost acordat unui partid este a partidului și este opțiunea cetățenilor, mai ales când vorbim de protecția mediului. De protecția mediului, de protecția cetățenilor și de corupție, că de protecția cetățenilor de corupție, ca să spunem așa. Da. Am văzut mai devreme câtă lume este amărâtă, cum spuneam, și plânge și își spune ofurile. Acum ne uităm de partea cealaltă, pentru că ați văzut chiar și oamenii intervievați acolo, arătau cu degetul și către mulți din zona politică că ei au bani, au mașini, au averi, în timp ce omul de rând are pensii și salarii de mizerie. Haideți să vedem, astăzi au dat niște informații cei de la Asociația pentru Democrație Participativă legate de veniturile candidaților. Venituri mai mari de 1.000.000 de lei în ultimii 2 ani. Au 10% din candidați. Sunt aproape 1800 de candidați. 10% dintre candidați au avut venituri mai mari de 1.000.000 de lei în ultimii 2 ani. Colegul meu, Gheorghe Lungu, a analizat datele privind veniturile candidaților. Sunt interesante, le vedem și o să vorbim imediat după. Bun găsit! Cele mai mari venituri a declarat Mariana Durleșteanu, care se află în fruntea listei Partidului Legii și Dreptății. În ultimii 2 ani ea a avut venituri de peste 26 de milioane de lei. În topul celor mai bogați candidați urmează Renato Usatăi, primul de pe lista blocului electoral care îi poartă numele. În ultimii 2 ani Usatăi a câștigat peste 16 milioane de lei. Următorii 3 candidați cu cele mai mari venituri sunt Alexandru Covalenco de la Alianța pentru Unirea Românilor, Denis Ulanov de la Partidul Politic Șor și Adrian Lebedinski de la Blocul Electoral al Comuniștilor și Socialiștilor. În topul celor mai bogați 10 candidați se regăsesc și alți membri ai Blocului Electoral al Comuniștilor și Socialiștilor, dar și unii de la Partidul Acțiune și Solidaritate și de la Partidul Acasă Construim Europa. La polul opus, 0 venituri pentru ultimii 2 ani au declarat 264 de candidați. Aproape 90% dintre ei sunt înscriși pe lista Partidului Noi, iar venitul lor mediu lunar e de 1.022 de lei.
Cea mai mare medie a veniturilor candidaților o au cei de la PAS. Câștigul mediu lunar al acestora e de 35.607 lei. Venitul mediu lunar al tuturor celor înscriși în cursa electorală este de 17.100 de lei. 74% dintre candidați locuiesc în orașe, iar peste un sfert dintre cei care participă la alegerile parlamentare își iau domiciliu în mediul rural. 44% dintre candidați sunt din municipiul Chișinău. Da, candidații milionari în lei, mai toate partidele, chiar și în euro am văzut liderul clasamentului, dacă împărțeam la euro, ieșea peste 1 milion de euro. Ce le spuneți oamenilor care și așa n-au încredere în clasa politică și au, cum spuneam, venituri modeste spre mizere, în timp ce văd aceste cifre? Noi, cei de la AUR, avem 3 oameni de afaceri pe lista noastră și i-am încurajat și îi susținem să se implice în politică, pentru că n-au fost implicați niciodată, doar dimpotrivă au fost persecutați de anumite agenții de stat care le-au tot cerut mită de-a lungul timpului, și încurajăm și alți oameni de afaceri să ne se alăture pentru ca să schimbăm această clasă politică. Este o nerușinare totală atunci când ai ocupat funcții de stat, când ai fost consultant, ministru sau deputat, și în timp ce lumea zace în sărăcie și tu zici că n-am putut face, că n-am reușit, că n-am avut putere, că nu știu ce, să ai venituri de milioane, mult peste veniturile reale ale cetățenilor. Noi, AUR, suntem un partid antisistem, vom detrona acest sistem ticălos, a blocului electoral a comuniștilor, socialiștilor, a lui Usatăi, care își făcea fotografii cu hoții în lege, Caramalac, cu Plahotniuc pe la zile de naștere, cu bani murdari veniți de la Moscova, de Dodon nici nu mai trebuie să spunem, toată lumea l-a văzut cu punga, cu bani de la Plahotniuc. De Voronin, la același lucru, din 2001 până în 2009, au privatizat și au distrus tot ce s-a putut Republica Moldova împreună cu Grigoriev, acel domn care apare în poze lângă Dodon, pe la Palma de Mallorca și pe la locație de lux. Deci ei vor iarăși să revină în politica de Republica Moldova, iarăși vor la guvernare ca să distrugă și să fure tot ce a mai rămas și să vedem cum acest top de milionari crește. Da? Știți, în Partidul Verde Ecologist, așa, persoane nu avem milionari, pentru că în sine noi suntem pentru corectitudine, pentru modestie. Și, dar bine, de ce politicienii au așa salarii? Trebuie să-și pui întrebare alegătorul. De ce ei nu votează oamenii onești, oamenii corecți, dar votează populiștii? Acum, ce se referă la sumele acestea anunțate, da? Sunt organele de stat care trebuie să verifice și fiecare trebuie să-și justifice sursele. S-ar putea ca unii să poată justifica. Sursele. Oamenii care își câștigă cinstit. Sunt funcții bine remunerate. Mergem spre asta. Așa. Exact. În Republica Moldova este creată o sistemă care e moștenită încă de pe timpul sovieticilor. Așa? Foarte multe locuri de muncă, cu tot asigurat, cu levi, cu indemnizații, cu tot ce dorești. O simplă întrebare. Deputatul primește o indemnizație aproape 5.000 de lei pentru deplasare în teritoriu. Timpul pandemiei, cine s-a deplasat, cu cine a vorbit, dar el o primește în fiecare lună. Oameni buni, tot trebuie să fie redus real după merit. Și când Partidul Verde Ecologist la electorala precedentă, la alegeri precedente, a propus ca salariul unui deputat să fie un salariu mediu pe economie în Republica Moldova, n-a fost ținut ca să fie ridicată imunitatea deputaților. Tot n-a fost susținut. Au fost niște încercări acolo în Parlament și da, s-a discutat puțin și cu asta s-au liniștit. Dar e foarte logic. Pentru ce are, de ce are nevoie deputatul de imunitate dacă acum 101 oameni, cei mai buni din milioanele de alegători care sunt în Republica Moldova? Nu e logic, nu? S-ai acum, dumneavoastră, imunitate. Mesajele și discursurile sunt ale unor oameni politici din afara Parlamentului și din afara puterii. Ba chiar unele dintre discursurile noastre, dacă am fost atent foarte bine și cunoscând și ce a spus mai înainte, ce ați declarat în spațiu public, sunt antisistem, deci actuala clasă politică antisistem. Ce le spuneți oamenilor, cetățenilor, care, eu știu, s-au obișnuit cu astfel de discursuri înainte, de la oameni care n-au fost în sfera puterii, dar când ajung acolo, repetă ceea ce au criticat până atunci. Că ar putea, există riscul ăsta în continuare. Adică sună bine așa din afara Parlamentului, dar cum îi convinge, ce garanție au ei că nici dumneavoastră și dumneavoastră veți face același lucru pe care îl condamnați acum? 99% din locuitorii Republicii Moldova se declară gospodari.
unul mai a avut, unul mai puțin a avut, atăcios gospodar la mine. Pe oameni buni, dați fim gospodari să gândim cu mintea, cu capul, când votăm, când alegem. Nu să credem poveștilor ca copii că o să-ți dea salariul nu știu care, că o să ne ducă în partea aceea. Mulțumesc. Haideți să ne oprim la două minute ca să vină și domnul Bileschi din urmă. Răspunsul meu sună în felul următor. Dragi prieteni, ne știți de ani buni. Eu de la 18 ani sunt în stradă, sunt cu pliantele în mână, cu ziare, la cort, prin sate, desfășurând cel mai lung tricolor din istorie. Noi, prin noi vorbește consecvența și fapt. Au trecut deja ani de zile în care noi facem același lucru. Am fi putut trăda cauza de zeci de ori pentru banii lui Dodon, pentru banii lui Plahotniuc, pentru banii lui Putin, pentru banii lui Șor sau lui Platon sau oricui altcineva. Fapta și consecvența vorbește în numele omului. Despre Dodon vorbește consecvența de a lua pungi cu bani. Pentru Voronin vorbește consecința Republicii Moldova. Haideți să le numerăm. Hotelul Național, Hotelul Codru, Fabrica Stejaur, Fabrica de Vinuri Ialoveni, Fabrica de Vinuri Cojuș, apropo, bani luați de la Banca de Economii, soțul doamnei Greceane. Deci, iată, despre ei vorbește consecința, experiența, fapta. Vorbe, spunem, toți bune, dar haideți să ne uităm la fapte. Cine și ce a făcut de-a lungul timpului? Da, mulțumesc că aveți până la bolul acesta cu întrebări pe care îl obișnuim să-l oferim așa către final. Dacă aveți să vă întrebați dumneavoastră, tirul încrucișat, îi zicem noi, acestui segment de emisiune, întrebări, unul pentru celălalt. În principiu, n-am întrebări. Noi doar să rugăm colegii noștri de la Verde Ecologist să ne sugereze idei legate de nepoluarea mediului și de zona aceasta a ecologiei. Într-adevăr, este o gravă problemă și trebuie să reparăm acest lucru. Avem ape reziduale care se aruncă direct în râuri și apa asta ulterior o consumăm noi. Avem foarte multe localități în care nu există apeduct sau canalizare. Copii, ați văzut la noi, titlul de știre a fost faptul că s-a inaugurat un viceu într-o școală, în secolul 21. Deci, programul lor este foarte bun, noi cu siguranță ne vom inspira de acolo pentru a propune proiect de lege. Domnul Prohnischi, cine asta ce vreți să luați schimb de experiență, văd că se face mediu, aici în studio. Mediul n-are hotare și, cum nu odată zic, nu are culoare politică, afectează pe toți și noi trebuie toți să ne implicăm ca cetățenii Republicii Moldova să trăiască mai bine, să aibă servicii medicale de calitate, să aibă studii, să aibă un mediu curat. Vă inspiră ceva și de la aur? Vreți să luați ceva de la dânsi sau nu? Din potrivă. Știți, fiecare are doctrina dânsului, da? Da. Dar eu cred că ar fi bine că ceea ce ziceam e programul partidului nostru, Economia Verde, ca să fie create întreprinderi mixte de producere și cu realizarea produsului ulterior. Am înțeles asta, dar nu mi-ați răspuns la întrebarea legată de ceea ce ați putea lua de la aur, așa, ca să, pentru oglindă, pentru echilibru. Bun, mergem mai departe, nu e obligatoriu răspunsul, întrebarea, haideți să vedem ce, aici e obligatoriu răspunsul, adică să și dacă nu știți, spuneți că nu, măcar să... Da. Domnul Bileschi, ce scrie pe bilet? Când a fost liberalizat regimul de vize pentru cetățenii Republicii Moldova care călătoresc în UE? În anul 2013, imediat după parafarea acordului de asociere a Uniunii Europene cu Republica Moldova și imediat Federația Rusă a spus că legumele noastre sunt toxice, vinurile noastre nu mai sunt bune și le-a pus embargo și prețurile la gazul livrat pentru Republica Moldova s-a scumpit. A intervenit șantajul. Deci 2013 este răspunsul. 2014 primăvară, dar probabil a durat ceva timp până a fost ratificat. Deci în primăvara al 2014, mai exact 28 aprilie 2014, de anularea vizelor pentru călătorile de scurtă durată în statele membre ale Uniunii Europene, precum și în statele non-membre, dar care fac parte din spațiul Schengen, se bucură cetățenii moldoveni posesori ai pașaportului biometric în urma acestei măsuri de liberalizare a vizelor din aprilie 2014. Da, vă mulțumesc pentru concretizare. Eu știam că începuse parcă în 2013, era vorba despre guvernul PLDM, PL și PD, atunci Alianța pentru Integrare Europeană. Da, domnul Prohnischi, ce... Care sunt categoriile de legi care pot fi adoptate în Parlament? Da, prevede Constituția Republicii Moldova, ele pot fi ordinare, pot fi și alt gen de legi care poate să le adopte în Parlamentul Republicii Moldova. Organice parcă și constituționale. Exact. Și constituționale, deci pot fi trei categorii de constituționale, de schimbare de modificarea Constituției, care să... Exact. Organice, cu majoritate calificată, adică jumătate plus unu din numărul parlamentarilor prezenți și ordinare cu majoritate simplă
jumătate plus 1 din, din numărul parlamentarilor prezenție la ultima, la ordinare. La organice din numărul parlamentarilor, număr total. La noi nu se preadoptă ordinare, doar organice și constituționale. Așa este o tradiție proastă în Parlamentul Republicii Moldova. Nu se preadoptă legi ordinare. Adică cu majoritate simplă, da? Da, nu prea. Doar cele care sunt așa, la limita legalității. Da. Ce metode veți utiliza în special pentru eradicarea acestui flagel, de la care pornesc cele mai multe probleme, corupția? Care ar fi metodele, soluțiile? Pentru că declarații de intenție am tot auzit și auzim în continuare, dar cum aveți de gând să procedați concret? 1. Confiscarea extinsă. În cazul în care un funcționar public este prins cu un act de corupție, se confiscă tot ce are el și toate rudele lui până la gradul 3 de rudeni. Iar aceste rude trebuie să vină în instanță și să facă dovada bunurilor pe care le dețin. Adică nu le ia nimeni nimic. Dacă dumnealor pot confirma că aceste bunuri le aparțin din salarii, pensii sau din alte venituri legale, le se întoarce înapoi. Dacă nu, orice nu pot justifica, nu mai este al tău. Deci prezumția de vinovăție în cazul în care ești învinuit. 2. Implementarea sistemului judecătoresc și a celor de procuror din România, să vină DNA-ul din România. Aici, pe loc, nu o să se întâmple niciodată nicio schimbare. Toți sunt cu mătri, nănașă, rude, fii mână pe mână, spală și se acoperă. Trebuie să vină un procuror din România care ne înțelege foarte bine limba, care are practica europeană și să înceapă să-i pună la pușcărie și vreau să închei. Dragnea stă la pușcărie, Plahotniuc a fugit. Iată și exemplu și diferența dintre justiția din Republica Moldova și din România. Justiția poate fi asigurată și lupta cu SCA să aibă loc, lupta cu corupția, numai în unele condiții. Primul, pentru ce optăm noi? Ca să fie ridicată imunitatea parlamentarilor. Toți fie egali în fața legii și să nu se acopere pentru a comite careva îmbogățiri ilicite, care s-a demonstrat, ori s-a vorbit despre aceste îmbogățiri, demonstrează judecata. A doilea, noi aici suntem de acord cu poziția Aurului și cred că mai sunt și alte entități politice care cer confiscarea averii dobândite ilicit. Pentru că la noi de multe ori se vorbește că a condamnat nu știu cine, că, mă rog, da. Și mulțumesc, deja nu mai aveți timp, s-a expirat timpul, s-a scurs destul de repede, dar mai avem timp pentru mesajul final. Un minut fiecare, puteți continua, că v-am întrerupt așa abrupt, da, domnul Prohnitski? Da, un minut, mesaj de final. Nu e o problemă, pentru că una din marile probleme pentru Republica Moldova este corupția și corupția o vedem la tot pasul, de la naștere până la moarte, peste tot cetățeanul trebuie să plătească adăugător ori... Da. Adresați-vă direct cetățeanului acum, dacă vreți. Da. Și Partidul Verde Ecologist se adresează către alegători ca să votați formațiunea noastră, pentru că trebuie să cer schimbări. Nu pot să fie aceleași partide, promit una și aceiași ani la rând vedem, alegătorii văd că nu își îndeplinesc promisiunile. Noi venim cu proiecte concrete pe care le-am anunțat. Asta este și sănătatea publică și educația și lupta cu corupția. Și prezența Partidului Verde Ecologist în Parlamentul Republicii Moldova este o necesitate. Asta o dovedesc și cetățenii UE care votează masiv partidele verzi. Votați Partidul Verde Ecologist pentru sănătate și viitor. Vlad Bileschi? La camera 3. Stimați compatrioți, ați mai văzut multe exerciții electorale și probabil veți mai vedea. Pe 11 iulie avem o șansă să schimbăm lucrurile pentru 4 ani înainte. De votul dumneavoastră depinde dacă în Parlament vom avea o majoritate pro-românească și pro-europeană, onestă, solidă, fără compromisuri și cu reforme reale, sau dacă vom bate din nou pasul pe loc și vom simula reformele din Republica Moldova. Noi, AUR, suntem un partid din România. Am reușit în mai puțin de un an să obținem încrederea peste 600.000 de români, fapt care ne-a dus în Parlamentul de la București cu 44 de parlamentari. Pentru a ne realiza obiectivele de reapropiere și reunire a Republicii Moldova cu România, avem nevoie să avem reprezentanți și aici, în Parlamentul de la Chișinău. Suntem o formațiune pro-românească, pro-europeană și euroatlantică. Dând votul pentru AUR, puteți fi siguri că nu veți fi trădați și veți fi reprezentați cu demnitate în Parlamentul de la Chișinău. Pe 11 iulie vă îndemn să votați AUR, Alianța pentru Unirea Românilor, locul 14 pe buletinul de vot.
Vă mulțumesc pentru prezența la această confruntare, dezbatere electorală și vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru atenția cu care sunt convins că ați urmărit-o. Vă aștept la o nouă ediție la ora 21 cu alți candidați aici lângă mine în studio. O seară frumoasă în continuare, toate bune!